A cunoaște manevrele corecte în caz de urgență medicală nu exclude însă în niciun caz intervenția specialiștilor de la ambulanță sau de la SMURD. Ei sunt cei care, datorită pregătirii medicale și desigur datorită dotărilor performante, contează într-o proporție de 90% în obținerea succesului de a salva o viață. Prin urmare, primul lucru pe care trebuie să-l faci atunci când cineva se află în pericol, indiferent care ar fi acesta, este să apelezi 112, numărul gratuit al Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență, valabil în toată Uniunea Europeană. Totuși, măsurile corecte acordate de tine pot preveni complicațiile sau pot menține în viață victima până la sosirea ambulanței. Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Medicina pentru Toți. De multe ori, măsurile de prim ajutor pot decide asupra vieții sau morții. Despre acest subiect vom discuta cu doamna Luminița Turcu, director de îngrijiri medicale la Spitalul Județean. Bun găsit! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitația dumneavoastră. Bine ați venit și vă mai așteptăm. Primul ajutor. Cum salvăm o viață? Sunt foarte importante măsurile de prim ajutor. De multe ori, o măsură de prim ajutor aplicată corect poate schimba radical viața sau destinul unui om. Adică putem să-i salvăm chiar viața sau să avem o recuperare calitativă bună și să întregăm din nou în societate pacientul care părea pierdut la un moment dat. Măsurile de prim ajutor sunt constituite de așa natură încât să fie înțelese și aplicate atât de specialiști, cât și de populația civilă. Sunt noțiuni elementare, dar de deplină însemnătate și care, aplicate la momentul corect și aplicate corect, pot salva viața celor dragi. Trebuie efectuat un curs de prim ajutor? Nu neapărat. Tehnica ne ajută în ziua de astăzi. Adică există și pe internet sau Departamentul pentru Situații de Urgență a creat un modul special pentru aplicații telefonice și este gratuit, unde populația poate consulta diferite atitudini de urgență în cazul diverselor situații. Care sunt atribuțiile salvatorului? Salvatorul, în primul rând, trebuie să facă tot ceea ce știe pentru a salva viața victimei respective. Însă fără a uita că întâi primează siguranța lui. Fie că este vorba de un salvator de specialitate, fie că este vorba de o persoană civilă. Ajutăm pacientul respectiv, dar fără a intra în pericol noi însuși. Asta se aplică în cazul electrocuțiilor, în cazul situațiilor de NEC în ape și atunci trebuie să avem grijă în primul rând de noi. Salvatorul poate avea o teamă? Există anumite riscuri? Bineînțeles. Deci un salvator se expune odată riscurilor de mediu, adică în situația în care găsește victima și într-un accident rutier. Regulile noastre spun că întâi mă asigur că eu sunt în deplină siguranță înainte de a acorda primul ajutor. Aveți cazul colegului dumneavoastră jurnalist care vrând să acorde primul ajutor unei victime accidentului rutier, el însuși a devenit victimă și din păcate a și decedat. Și în al doilea rând ne putem expune venind în contact cu pacientul, mai ales dacă este vorba de sânge, de fluide ale pacientului respectiv, pentru că regulile noastre, precauțiunile universale din legislația noastră medicală spun că orice pacient este considerat posibil infectat, purtător a unui virus. Care sunt primii pași în acordarea primului ajutor? Ce trebuie să știe? Depinde de situație. Deci, în primul rând, se iau măsurile de siguranță. Salvatorii de specialitate asta fac, ca primă rutină. Deci, pentru noi este o rutină acest lucru. Deci, ne-am luat măsurile de siguranță și următoarea măsură este să decelăm imediat care este sau în ce situație a ajuns victima respectivă. Este conștientă, este inconștientă, respiră, nu respiră, pentru că de acești parametri, depinde apoi cum instituim măsurile noastre. Și este important să știm că pentru orice fel de situație, fie că suntem lucrător medical, fie că suntem persoană civilă, trebuie să solicităm ajutorul. Este important pentru că, făcând acest gest imediat, poate sosi ajutor medical calificat să ne ajută și să instituie un proces calificat de salvare pentru victima noastră.
112 este valabil pentru persoanele civile, este un număr gratuit care poate fi apelat de oriunde, iar noi, bineînțeles, avem coduri de urgență bine puse la punct în unitatea noastră în momentul în care trebuie să apelăm la ele. Am spus, nu comportă manevre complicate. Repede ne putem da seama dacă persoana respectivă are nevoie de manevrele de resuscitare pe care le putem aplica imediat. Un simplu masaj cardiac poate salva viața unui om. Sau faptul că avem și bună credință și facem și ventilație gură la gură, dintr-o dată cresc șansele de supraviețuire. Viața unei persoane depinde și de cel care salvează. Bineînțeles. Deci, cum spuneam, manevrele de resuscitare trebuie să fie aplicate la timp, dar să fie și corecte. De exemplu, prevederile masajului cardiac extern spune că sternul trebuie să coboare, adică compresiunea toracică să fie atât de adâncă încât sternul trebuie să coboare cu minim 5 cm. Scopul acestei manevre este să menținem un stadiu de oxigenare la nivelul creierului și a inimii, încât să putem salva persoana respectivă. Spuneți-mi, vă rog, cetățenii, toți trebuie să învețe să acorde primul ajutor? Din nefericire, este un eveniment care ni se poate întâmpla oricui. Și nouă, și persoanelor tinere, din nefericire a crescut morbiditatea în rândul populației tinere. Toți avem părinți, bunici, dar sunt inclusiv incidente care pot surveni inclusiv în rândul copiilor. Copiii, de exemplu, cel puțin la vârstele mici, au tendința tot timpul de a înghiți un obiect străin care le obstruează calea respiratorie și pot duce la stopul respirator dintr-un simplu incident, fără să fie o cauză de boală. Ca atare, părinții, e foarte important să știe cum aplică corect aceste măsuri. La fel se poate întâmpla oricui, inclusiv noi ca și gospodine, să suferim o arsură prin lichid fierbinte sau, mă rog, este important să știm că primul lucru se face răcirea tegumentului respectiv. Și sub jetul de apă la ghiuvete este foarte, foarte bine. Deci sunt manevre simple, dar care pot face diferență calitativă. Și în cazul în care copilul înghite, ce trebuie să facă o mămică sau un tătic? În cazul obstrucției de căi aeriene există două tipuri de obstrucție. Cea ușoară, în care copilul sau persoana respectivă are numai tendința de a tuși, și obstrucția severă. În primul caz se încurajează tusea și de multe ori se elimină. În cazul, în schimb, al obstrucțiilor severe, trebuie să facem loviturile interscapulovertebrale. Avem 5 de acest tip de lovituri, se aplică lovituri cu podul palmei între omoplații victimei, care este ușor aplecat în față, tocmai pentru a favoriza eliminarea. Nu se reușește după aceste lovituri, se trece la manevra Heimlich, despre care cred că toată lumea știe despre ce este vorba, se aplică pumnul unei mâini în zona stomacului, imediat sub coaste și cuprinzându-l și cu cealaltă mână pe pacient, deci salvatorul este în spatele pacientului, aplică ca o lovitură de în sus, înapoi și în sus, deci se aplică o presiune asupra diafragmului, care va juca ca un rol de trambulină și va arunca corpul străin. Aplicăm 5 manevre consecutive, verificăm dacă am avut succes. În cazul nefericit, în care aceste manevre rămân fără răspuns, de obicei victima noastră devine inconștientă datorită hipoxiei, lipsei de oxigen. Și atunci se trece la resuscitarea cardiorespiratorie, în care facem masaj toracic. Ați lucrat foarte mult timp la unitatea de primire urgente. Spuneți-mi, ați avut așa salvători? V-ați întâlnit cu cazuri cu persoane salvate, oriunde ar fi fost?
Da, să știți că am avut genul acesta de persoane, începând de la salvările de la locul accidentelor rutiere, care sunt cel mai des întâlnite din nefericire în județul nostru. Am avut și de la NEC, inclusiv NEC în ape, NEC cu corpuri străine, cu plăgi urâte, cu electrocuție. Să știți că oamenii de bine încă se regăsesc lângă noi și au fost dintre ei care, faptul că au avut prezența de spirit și au acordat manevrele corect, au chemat ajutorul în timp util, au salvat oameni. Există un proiect în dezbatere al unui medic deputat care dorește ca la obținerea permisului de conducere cursanții să facă un curs de prim ajutor. Ce părere aveți? Este o inițiativă foarte bună, mai ales pentru conducătorii auto, unde politrauma comportă o altă atitudine și este important, mai mult decât în celelalte manevre, să se cunoască manevrele corecte. Astăzi vom prezenta trei manevre simple. Resuscitarea cardiorespiratorie, în care avem masajul cardiac extern și respirația gură la gură, și manevra Heimlich, în cazul obstruirii căilor respiratorii superioare. Vom începe cu resuscitarea cardiorespiratorie. De regulă remarcăm o deteriorare, o agravare în starea pacientului atunci când se grupă putem fi la locul de muncă. Sau găsim pacientul inconștient. Întâi și întâi testăm starea de conștiență a pacientului. Da? Acest lucru se face prin trei manevre. Vorbim, domnul, ați pățit ceva? Pune mâna, avem contact cu pacientul, pentru că pacientul poate să fie hipoacuzic și să nu ne audă numai la stimulul verbal pe care aplicăm. Ați pățit ceva, vi s-a întâmplat ceva, vedem că nu avem niciun răspuns. Aplicăm un stimul dureros ușor la nivelul gâtului sau la nivelul feței. Această evaluare nu trebuie să dureze mult, e de câteva secunde. Imediat apoi, dacă nu avem niciun răspuns, trebuie să vedem dacă trebuie să dăm alarma, de fapt, întâi și întâi. Da? Suntem pe stradă, sunăm 112, suntem într-un cadru medical, anunțăm colegii să dea alarma, da, am nevoie de ajutor. Este primul lucru pe care îl fac. Chemând ajutorul și să sunt ajutor calificat, complex, specializat în resuscitare, cresc șansele de supraviețuire ale pacientului. Deci am chemat ajutor, trebuie să văd dacă pacientul respiră. Există o tehnică, aud, văd, simt. Facem hiperextensia capului pacientului, da? În care apun o mână pe fruntea pacientului, cu mâna stângă ridic mandibula. De ce? În momentul în care fac această mișcare, face și tracțiunea limbii din orofaringe, deci o ridic din căile aeriene și fac alinierea căilor aeriene respiratorii. Bun. Mă apropii de pacient, cu obrazul să simt dacă respiră, cu urechea să aud sunetul respirației, dar cu ochii privesc cutia toracică, să văd dacă am expansiuni. În momentul în care, deci vezi că pacientul nu respiră, imediat urgent dau alarmă. Pentru că alarma de stop cardiorespirator este alarma de cod roșu, care înseamnă alertarea și acordarea primului ajutor instantaneu. Am dat alarma, fie eu, ca salvator, dacă sunt singură, pot să plec, fie trimit pe cineva după ajutor. Capul pacientului rămâne în hiperextensie, da? Trecem imediat la masajul cardiac. Avem toată jumătatea inferioară a sternului, porțiunea pe care putem aplica mâinile pentru masajul cardiac. Este foarte important să știm că nu punem toată palma. Punem numai podul palmei pe stern, mâna nedominantă, mâna dominantă deasupra cu degetele întrepătrunse, tocmai pentru a limita contactul mâinilor cu sternul pacientului, coatele perfect întinse și ne lăsăm cu propria greutate la un ritm de 100 compresiuni toracice pe minut. Sternul trebuie să coboare cel puțin 5 cm pentru ca acest masaj cardiac să fie eficient, pentru ca sângele să fie aruncat în circulația pacientului. Ne interesează în mod deosebit circulația cerebrală și circulația cardiac.
Este bine să număr, ca să pot să țin cont, să mă încadrez cu cele minim 100 de compresiuni toracice într-un minut. Și numărăm și 1, și 2, și 3, și 4, și 5. Punem prepoziția și între cifrele până la 10. Apoi le enumerăm fără prepoziție. Dacă suntem un singur salvator, la cele 30 de compresiuni, ne ducem către pacient să facem două ventilații. Atenție! Hiperextensia capului, mandibula ridicată, da, am degetele 2-3 sub mandibula pacientului, pensez cu degetele 1-2 ale celelalte mâini nasul pacientului, inspir, da, etanșizez buzele mele la buzele pacientului și fac expirul aerului în gura pacientului. Atenție, trebuie să nu fie scăpări de aer la comisurile bucale. Urmăresc în momentul în care m-am retras dacă am expansiunea cutiei toracice. Da? Asta înseamnă că căile aeriene sunt libere, iar ventilațiile pe care eu le fac vor fi eficiente. Dacă avem doi salvatori, da? Este bine să existe o alternanță între cei doi. Adică la fiecare două minute când facem evaluarea pacientului să vedem dacă manevrele noastre au eficiență și se face rotația salvatorilor, în sensul că unul face masajul cardiac, unul face ventilații. La fiecare două minute facem rotația. Salvatorul nu trebuie să obosească, pentru că dacă salvatorul obosește, se reduce amplitudinea masajului cardiac. Și asta nu este bine pentru pacientul nostru. Bun. Te rog să execuți ce anume am explicat. Da? Masajul cardiac, colegul tău va fi al doilea salvator. Împreună vom face resuscitarea cu doi salvatori. Și 1, și 2, și 3, și 4, și 5, și 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Și 1, și 2, și 3, și 4, și 5, și 6, și 7, și 8, și 9, și 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Considerăm că am făcut cele două minute și se face rapid, fără întreruperea manevrelor de resuscitare, imediat a rotației salvatorilor. Și 1, și 2, și 3, și 4, și 5, și 6, și 7, și 8, și 9, și 10, și 11, și 12, și 13, 14, 5, am să 6, te... așa, poziția. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Și 1, și 2, și 3, și 4, și 5, și 6, și 7, și 8, și 9, și 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok, mulțumim. Deci, ați văzut care sunt pașii pentru efectuarea unei resuscitări corecte. Faptul că amplitudinea compresiunilor este atât de mare, trebuie să nu vă sperie. Poate și sunt acceptate ca riscuri colaterale fracturile costale, pentru că se consideră că pacientul de fracturi costale se poate vindeca, de moarte, ba. Dacă suntem într-un mediu spitalicesc, într-un mediu sanitar, da, atunci ventilația se face cu balonul. Și voi doi faceți ceva pe timp, da? Acum vom învăța despre obstrucția căilor aeriene. Obstrucția se poate întâmpla în cazul adulților, cel mai probabil în timpul mesei. În cazul copiilor,
orice moment al zilei, datorită faptului că au tendința tot timpul de a băga în guriță diferite obiecte, jucării, orice găsesc de dimensiuni mici. În cadrul obstrucției căilor aeriene avem două situații. Obstrucția aeriană ușoară, în care pacientul imediat la prezența corpului străin se stimulează tusea, iar noi o încurajăm, da? Pentru că prin mișcările de tuse eliminăm corpul străin. În cazul obstrucției de căi aeriene, obstrucția severă, pacientul nu poate să vorbească, nu ne poate comunica, are tendința de a duce mâinile către gât și se aude un sunet specific de obstrucția căilor aeriene, acel sunet de wheezing. Îngustându-se lumenul pe unde trece aerul, apare sunetul șuierător. Deci pentru noi este clar că pacientul are un corp străin în căile aeriene. Deci am spus, în obstrucția ușoară încurajăm pacientul să tușească, da? Îl supraveghem, suntem în apropierea lui, rugăm tușește, tușește până elimină corpul străin. În cazul obstrucției severe, da, pacientul prezintă semnul Heimlich, da? Așa, bun. Ne așezăm în lateral de pacient și vom aplica interscapulo vertebral, da, deci între umeri, lovituri cu podul palmei din lateralul pacientului. Deci asta este poziția salvatorului, în lateral de pacient, pacientul ușor a plecat și noi venim și aplicăm 5 lovituri interscapulo-vertebrale, da? Verificând după fiecare lovitură dacă pacientul a făcut eliminare. Dacă nu avem niciun progres al manevrelor pe care le-am aplicat, trecem la manevra Heimlich. Manevra Heimlich înseamnă mâna nedominantă, făcută pumn, situată în epigastrul pacientului, da? Deci imediat în acest unghi sub costal, da? Mâna dominantă deasupra, da? Se țin bine, și se face o mișcare înapoi și în sus asupra diafragmului. Deci mișcarea este asta, da? În sus și înapoi, ca o curbă. Aplicând această presiune scurtă, rapidă asupra diafragmului, se va încerca eliminarea corpului străin. Da? Facem 5 mișcări. Pacientul va avea reflexul de a elimina corpul străin. În cazul în care toate aceste manevre combinate, loviturile interscapulo-vertebrale și manevra Heimlich, fără rezultat, starea pacientului în obstrucția severă se va deteriora rapid. Pacientul devine cianotic și pe hipoxie își va pierde cunoștința. Îl punem ușor în decubit dorsal și vom trece la compresiuni toracice. Din acel moment considerăm că pacientul nu respiră și demarăm algoritmul de resuscitare cardiorespiratorie. Am să vă rog pe voi doi să exemplificați ce anume am făcut eu, am aplicat colegului vostru. Deci, în prima situație de obstrucție ușoară, încurajăm pacientul să tușească, da? Bun. În cazul obstrucției severe, ne așezăm lateral de pacient, da? Aplicăm 5 lovituri interscapulo-vertebrale, da? Verificând dacă pacientul a eliminat. Trecem apoi la manevra Heimlich. Mâna nedominantă, da? Perfect, da? Și apoi și în sus exercităm presiunea asupra diafragmului. Bun. Rămân fără rezultat, declanșăm algoritmul de resuscitare. Mulțumesc frumos! Știm să le aplicăm la timpul potrivit și mai ales aplicându-le corect, putem salva o viață. Uneori o manevră bine intenționată în traumă poate de fapt să ducă către o agravare a stării pacientului. De regulă, politrauma include traumă craniană și traumă de coloană cervicală. Dacă salvatorul nu știe cum să poziționeze victima, poate duce la agravarea starea pacientului sau chiar decesul pacientului.
Cunosc un caz real în care o tânără de 25 sau 26 de ani, în momentul în care salvatorii au intenționat să o scoată din autovehicolul avariat, au produs secțiunea de coloană cervicală și tânăra a murit pe loc. Cursuri de prim ajutor, unele, v-am spus, se pot găsi pe nivel de internet, sunt autorizate. Crucea Roșie organizează cursuri de prim ajutor și da, începe acum o campanie, inclusiv la nivelul școlilor, de inițiere în măsurile de prim ajutor, o inițiativă lăudabilă a Ministerului Învățământului. Deci cine dorește să știe, află! Datele Federației Internaționale a Societăților de Cruce Roșie arată că în majoritatea țărilor europene doar 5-10% din populație ia cursuri de prim ajutor. Există însă și excepții, astfel că numai puțin de 95% din populația Norvegiei, 80% din cea a Germaniei și din cea a Austriei și 75% din locuitorii Islandei sunt învățați într-un cadru oficial să ofere măsuri de prim ajutor. Desigur, cunoștințele despre tehnicile de intervenție în caz de urgențe nu se asimilează urmărind filme sau documentare cu profil medical, ci urmând cursuri predate de specialiști în domeniu și, desigur, aplicând măsurile învățate în mod teoretic pe manechine speciale. Numele meu este Tatiana Botiță și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Nu uitați, o viață poate depinde de dumneavoastră. La revedere!